Robotica este un mod de a implementa tot ce înveți în școală. Când am început să lucrez la roboți, mi-am dat seama că matematica chiar e utilă. Chiar și cu limba română, care ne-a ajutat să ne exprimăm când mergeam la sponsor și căutam fonduri pentru robotul nostru. Mihai Melnic și Răzvan Ciopraga, elevi pasionați de robotică. Bine ați venit la interviurile Hot News. Bine v-am găsit. Mulțumim că ne-ați primit. Cine sunteți voi și ce înseamnă clubul vostru de robotică? Cine suntem noi? Noi suntem un grup de elevi pasionați, bineînțeles din zone diferite, dar care au căutat întotdeauna acel ceva, acel ceva care înseamnă acel nou. Și asta este ceea ce facem noi. Noi am început, bineînțeles separat, am avut un proces în care am stat și ne-am găsit unii pe alții. Am continuat. În schimb, am continuat să fim noi și să ne facem cât mai populari pe această zonă, să cunoaștem cât mai mult și să ne dezvoltăm pasiunea legată de robotică extraordinar de mult. Când a început toată activitatea, cine vă coordonează, câți membri sunteți în prezent? Am început acum aproximativ un an, în plină pandemie. Eu ieșisem dintr-o altă echipă, dintr-un alt club și am hotărât să fac treaba asta pe propriile picioare. Și atunci l-am sunat pe Răzvan și am zis hai să facem asta. Răzvan, bineînțeles, mi-a zis că băi, chestia asta nu e normală. Și de asta am zis, wow, hai să facem atunci să fie și mai normală să fie. Că na, e un lucru nou și practic noi începem să dezvoltăm niște baze care, bine, la un nivel mai mic, dar urmează să o facem și la un nivel mai mare, în această nouă lume a roboticii. Bine, spre aparea noastră nimic nici facem noi în timpul orilor noastre lucruri nu-i tocmai normal pentru elevi de liceu. De aia suntem pasionați de chestia asta, e ceva nou. Câți membri are clubul vostru? Pentru că ne-am apucat. Câți membri are clubul vostru acum? Noi în momentul de față suntem 10 oameni. Am pornit de la 2 oameni. Mi-era frică că poți să spuneți că sunteți doar voi, doi. Au fost momente care putea părea asta, nu. De unde vă vine pasiunea asta pentru robotică? E efectiv o plăcere. E acel ceva pe care îl simți în tine când descoperi ceva nou și care îți dă întotdeauna energia asta și te încarcă și te face și mai wow. Și nu știu, cel puțin la mine așa a fost. Întotdeauna am vrut să văd și mai mult, să descoperi și mai multe lucruri, să învăț, să... Pentru mine, sincer, robotica a fost un mod de a aplica lucrurile care le învățăm la școală. E ridiculos. Robotica mi se pare că e unii puțini știință în care poți combina chimia, fizica, biologia, matematica, absolut tot ce cum înveți la școală e foarte util la robotică. Pentru că roboții nu sunt variabile restrânse. Se pot aplica în absolut orice domeniu și în absolut orice situații. Și pe lângă asta, pentru mine cel puțin pasiunea a început când mă uitam mic fiind la desene animate cu roboții. Mi se pare foarte interesant să văd oameni care construiau cum ar veni alți oameni. Și mi se pare interesant. Exact. Să aducem la viață ce vedeam noi când eram mici. Cel puțin, da, și la mine părinții lucrul ăsta. Avem un concurs mare național, susținut de Nație prin Educație. V-a influențat acest concurs? Ați văzut competiții organizate, filmări cu echipe câștigătoare care au ajuns și la concursurile din state, faza finală, Dallas? Prima noastră incursiune în lumea roboticii a fost ca parte într-o echipă de FTC. Aici, practic, am primit virusul ăsta al roboticii. Și echipa noastră, cu alți robotics, are ca scop principal participarea la concursul FTC. Cu asta am început-o. Da, am început practic în clasa noua, când am ajuns la liceul din informatică din Iași. Am ajuns acolo, am avut o doamnă profesoară și încă o am, doamna Mirela Țibu, care efectiv mi-a deschis lumea în zona asta. Am început să lucrăm acolo, să ne pregătim pentru First Tech Challenge, iar apoi am continuat aici și după a venit și Răzvan între timp, după 2 ani. Și de ce să nu facem noi? Și am început să o facem și noi. Să dezvoltăm cât mai mult zona asta pe area din Iași. Cum vă concepeți un robot? Care sunt pașii, standardele? De unde vă cumpărați piesele? Un robot, cum începem? În primul rând plecăm de la idee. Plecăm de la o simplă idee pe care după o dezvoltăm, o punem pe hârtie, apoi o punem pe tablă, începem să o îmbunătățim, să vedem cum facem și mai multe lucruri și după începem să vedem care ar fi posibilele riscuri la construirea robotului. Și piesele ne le luăm din state,
pentru că foarte multe piese nu sunt nu le putem găsi în România și asta e un lucru din nou foarte puțin mai greu pentru noi la început. Practic, noi când vedem un robot, nu ne gândim la un singur obiect robot, ne gândim la o soluție pentru o anumită problemă. Spre exemplu, concursul de FTC oferă în fiecare an un task, o misiune pe care robotul trebuie să o îndeplinească. Și pornind de acolo, ne hotărâm mai exact ce ar trebui să poată să facă robotul nostru. Și după aceea începem planificarea și implementarea ideilor. Practic, roboții sunt soluții la probleme. Asta, sunt roboți pentru noi. Care e tema de anul ăsta la concurs? Știu că el se va desfășura doar online, din nefericire pentru voi. Tema de anul ăsta la concurs se cheamă Ultimate Goal și are ca scop principal lansarea unor discuri în niște polți. Un fel de frisbee în care joacă robotul tău. Ideea este că, deși tema poate părea simplă, robotul trebuie să navigheze terenul joc folosindu-se de senzori și de imaginile captate de camera sa și trebuie să aibă o precizie extrem de mare pentru a putea lansa discurile în porțile cele mai mici, care oferă cele mai multe puncte. Practic, noi punem robotul în arenă și avem 2 minute jumătate de joc, jumătate de minut în care robotul trebuie să fie autonom și să facă anumite task-uri și celelalte 2 minute în care robotul este controlat de către 2 driveri și un coach. Noi am mai urmărit concursul de robotică al liceenilor, am încercat să-l promovăm și să vă ajutăm prin promovarea asta. Colegii de la Startup Cafe au făcut un interviu foarte interesant cu o echipă din Alba Iulia care a câștigat mai mulți ani la rând campionatul național și a ajuns până în faza semifinalelor în state. Voi aveți vreo performanță internațională în timpul ăsta scurt? Da, în acest timp scurt, noi abia am început pe First Exchange, dar înainte ne-am dezvoltat și pe alte proiecte, cum ar fi Robotul Maria, unde am ajuns la etapa internațională, de fapt etapa globală, de la Infometrics, unde am descoperit niște oameni foarte, foarte interesanți, cu foarte multe idei. De ce credeți că activitatea voastră e importantă pentru comunitatea locală din Iași și de ce credeți că ar trebui să fiți sprijiniți de autoritățile locale și de ce nu de companiile prezente pe piață în Iași? Cum am spus, robotica, pentru noi cel puțin, este un mod de a implementa tot ce înveți în școală. Matematica, fizică, chimia, mi se pare că robotica oferă liceenilor și chiar și elevilor mai mici o modalitate de a aplica practic ceea ce învață în școală. Și cel puțin pentru mine, am rămas plăcut surprins că lucrurile care le învățam la matematică, în principal pentru examene, am rămas convins că chiar sunt utile. Chiar și cele care mi se păreau extrem de complicate când le-am învățat și extrem nu le puteam găsi utilitate, când am început să lucrez la roboți, mi-am dat seama că matematica chiar e utilă în viața de zi cu zi, chiar când lucrez la roboți. Și pe lângă matematica, la fel am pățit și cu fizica, chiar și cu limba română, care ne-a ajutat să ne exprimăm când mergeam la sponsor și căutam fonduri pentru robotul nostru. Orice materie care înveți la școală poți aplica în robotică. Și mi se pare că ar ajuta elevii și studenții chiar să fie mai motivați. Exact. Robotica nu înseamnă doar a construi roboți. Practic, înseamnă în primul rând comunicare în echipă, lucruri în echipă, să te duci la sponsor, să poți să știi cum să faci o mapă de proiect, să știi cum să le arăți, cum să le prezinți, să le spui, bă, uite, noi vrem să facem lucrul ăsta și e foarte important pentru orașul nostru lucrul acesta. Adică începem să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult și e efectiv un lucru total, nu neapărat separat de școală, dar e efectiv O extensie. Da. Mi-ai spus că susținerea școlii o aveți deja, autorităților locale o aveți, companiile cum vin înspre voi? Că ai spus că faci o mapă de prezentare, te duci către ele. Cum stați cu sponsorizările? Cu sponsorizările, să știți că a fost foarte, foarte amuzant până când am primit și noi de la cineva o mică atenție, adică atenția firmelor, pentru că vă spun sincer, nu știu exact dacă este o firmă mare de prin Cluj, Timișoara, București, Brașov și Iași care să nu fie auzit măcar o singură dată de noi. Adică foarte mulți oameni ne-au închis în față telefoanele, am învățat cum să primim un telefon închis în față, am învățat cum să întoarcem o ofertă, am învățat efectiv foarte, foarte mult cum să tremeluim zona asta, cum să primim mai întâi un contact de la cineva, să ai că trebuie să primești contactul ăla bun de la șef și apoi să se ducă. E greu pentru început. Practic, am învățat cum să fim antreprenori, cum să ne îmbușnim cu refuzurile și cum să ne creăm încredere în noi pentru firme. Pentru că la început, evident, lumea nu te cunoaște, deci de ce ai investit bani în tine? Și ăsta e primul obstacol care ne-am întâlnit. Exact. Cum să facem pe
oameni, pe firme, să aibă încredere în noi. Și noi am învățat tot lucrul ăsta pe pielea noastră. Asta e și ce încercăm să facem noi acum. Din învățăturile noastre pe care nu învățăm în școală cum să mergem la sponsori sau cum să obținem anumite contracte sau oameni care să ne susțină, asta vrem deja să învățăm și pe alții, la rândul lor, să nu se mai dea cu capul de aceleași probleme pe care le-am avut noi la început. Ce ați vrea, ce v-ați dori mai mult de la autoritățile locale sau de la profesorii voștri? La profesori cel mai mult, sincer, să încerce și să se implice, mai fer să găsească moduri prin care materiile lor să poată fi legate la robotică, pentru că sunt o garoță de modalități. Și cred că în modul acesta ar putea crea ore mai interactive, adică, de exemplu, la fizică, în loc să-ți explice legile mecanicii, să-ți explice electricitatea, ar fi mai interesant dacă ar putea construi un mecanism, un roboțel, care să le pună în practică. Să-ți explice. Da. Exact, pe viu, să vezi că așa înveți și mai ușor, practic. Da. Ați venit cu propunerea asta către profesorii voștri? Momentan, da, doar că numai la orele de informatică am venit cu ideea să ajutăm copiii, de exemplu, și la liceul nostru să facem asta, ajutăm copiii să învețe cum să programeze un roboțel. Și pe viitor, da, am vrea să introducem și la celelalte ore, pentru că mulți surprinzători, pentru început cel puțin, roboții nu sunt așa de scumpi, pentru că mai exact orice lucru cu motoraj și puțin electricitate poate fi considerat un robot. Exact. Noi ne-am început activitatea în celălalt liceu, iar acum avem inclusiv cursuri pe care le ținem joia și vinerea aici, în școala Spectrum, și încercăm să transmitem asta de cât de mic e copilul, adică din clasa 5-a, și avem cursuri cu elevi care sunt inclusiv în clasa 8-a și încercăm să-i pregătim din nou pentru alte competiții, pentru performanță și să învețe totodată, să vină din plăcere să facă lucrul ăsta. Mai sunt cluburi de robotică în Iași? Da. Da, sunt multe cluburi de robotică în Iași. Da? Știi, la nivel de elevi și de studenți sau doar la nivel de... Momentan noi le știm pe cei de elevi. Sunt și la nivelul celor de studenți, am avut plăcere să ne întâlnim și cu ei și au idei super interesante. Doar că momentan am interacționat cu cei de elevi. Mai exact cei de FTC. Fiind la rândul nostru liceeni, ne-am axat mai mult pe zona asta. Care e relația dintre voi? Una de colaborare, face schimb de informații, ce piese de unde ți-ai luat, sau e una de concurență? Am putea spune că e una de rivalitate sportivă, adică când suntem pe teren, evident, fiecare echipă vrea să câștige, dar când suntem în afară teren, noi suntem cei mai buni prieteni. Adică cine se înțeleagă mai bine decât cineva care are aceeași pasiune ca tine? Exact. Cum sunteți văzuți de colegii voștri și de fete? Așa, ca niște tocilari sau ca niște tipi culi care ia uite ce fac? Sincer, în ultima vreme, bine, definiția asta a tocilarului era înainte. Acum am revoluționat într-un fel sau altul definiția tocilarului, pentru că toată lumea vrea să fie exact cum lucrăm noi și cum suntem și să facă ce facem noi. Ideea este că ca orice lucru care necesită foarte mult efort, deși pe fațadă poate pare un lucru cool, mergi la concursuri, mergi prin țară, ai roboți, tot școala te lasă să lipsești oarecum la ore ca să poți lucra roboții tăi, poate părea interesant, dar pentru fiecare minut care petrecem fiind interesanți cu robotul în față, petrecem cel puțin 6 ore noaptea lucrând în laborator și cercând să vedem de ce nu funcționează anumită parte din robot. Da, cel puțin cei care lucrează robotică par să fie considerați din ce în ce mai interesanți, dar E și multă muncă în spate. Câte ore vă petreceți pe săptămână pentru pasiunea voastră pentru robotică? Am avut săptămâni în care stăteam câte 12 ore în școală, adică veneam pe la ora 6 și plecam pe la ora 6-7, stăteam mai mult 12 ore. Pentru că când ești pasionat ceva, nu prea mai dai seama când trece timpul. Exact. Și am avut și dăți când puteam petrece numai una, două ore, din cauza pandemiei, ori din cauza altor evenimente, ori din cauza lucrurilor care trebuia să le faci pentru școală, depinde. În general, petrecem cât de mult timp putem. Dar nu ia din timpul de școală treaba asta, de lecții? Întreb ca un părinte, așa. Școala vine pe primul loc la noi. Ce zic părinții? Cel puțin la mine, și asta încerc să le spun și colegilor mei din echipă, școala e pe primul loc. Dacă are cineva un test sau așa, le spun duceți-vă acasă, învățați, stați, dacă nu, hai să învățăm împreună aici. Că școala nu e ruptă de robotică. Cel puțin am învățat cel mai ușor la fizică și la matematică când învățam pentru a aplica la robot ce învățam.
din materia de bac, foarte mult din ce am învățat la bacalaureat, trebuie să folosesc la roboți. Deci, practic, învățăm chiar și când lucrăm la roboți, când învățăm pentru testele la școală. Citiți și alte noutăți din domeniu? Pasiunea voastră vă îndeamnă să faceți un pas în față, să acumulați mai multă informație? Eu, cel puțin, sunt foarte interesant de ce se întâmplă acum în America cu SpaceX-ul, pentru că odată ce explorarea spațiului va deveni mai ieftină din punct de vedere al transportului, roboții ar putea intra în prim plan ca mijloace prin care putem exploata spațiul, nu doar să-l explorăm. Deoarece roboții sunt mult mai versatili și mult mai rezistenți decât oamenii când vine vorba de explorarea și exploatarea spațiului cosmic. Deci, cred că asta ar fi o oportunitate. Dacă programul SpaceX se dezvoltă și se mărește și are succes. Mihai, ce te-a impresionat din ultimele noutăți din domeniul roboticii? Ultimul lucru care m-a impresionat foarte mult, am niște cunoștințe din Cluj care dezvoltă niște ochelari special pentru nevăzători și totodată o cunoștință și-a dezvoltat o fabrică de roboți. Deci pe mine asta m-a impresionat foarte mult când am văzut mașineriile alea. O fabrică de roboți de șosete, care efectiv oamenii când se duc la muncă, ei se duc doar să aibă grijă de cum fac roboții șosetele. Deci practic o fabrică unde doar roboții lucrează, fac materialele și tot și efectiv au înlocuit zona asta. Iar acum oamenii nu mai stau să mai lucreze sau să mai stea să aibă grijă cum cos sau cum fac lucrurile acestea. Ei efectiv au grijă doar de roboți, să vadă dacă roboții sunt ok. Deci practic a început și lucrul ăsta testat fizic pe persoane și pe roboți. Toată lumea e frică să nu cumva să-i fie înlocuit. Asta e întrebarea și una din fricile mari ale oamenilor, că roboții ne vor lua locurile de muncă. Cum vezi tu dilema asta și cum vezi tu viitorul nostru comun cu roboții care vor fi tot mai avansați și sper eu să iam prin casă, să facă curat, să mă servească de la frigider cu o bere rece. Asta e și faza, că deja testând se preview lucrurile astea, practic oamenii nu își pierd joburile, doar vin alte joburi noi. Deci ei în momentul de față nu mai trebuie să mai stea acolo să lucreze, ei doar se duc să aibă grijă de roboți, să lucreze strict pe zona asta și nu o să se înlocuiască joburile, să creeze alte joburi noi. Și deja avem exemple. Ce vă place? La ce filme vă uitați din domeniu? Teoria Big Bang, un succes așa în rândul tinerilor, vă uitați, vă place? Da, și chiar acum, recent, dacă nu mă înșel, a apărut un nou serial, Brave New World, în care toți oamenii, mi-a plăcut foarte mult ideea și conceptul, toți oamenii sunt conectați între ei printr-un anumit chip care se bagă în ochi și fiecare om are strict jobul lui și ce face, cum face, cum se pregătește pe efectiv o nouă generație. Știi, de fapt asta e un roman distopic al lui Huxley, care cumva vrea să sperie omenirea că se va ajunge în direcția aia. Văd că te bucură, nu te sperie treaba asta, că se va ajunge la nivelul ăla. Doamne ajută să se ajungă, pentru că o să se ajungă efectiv la o evoluție extraordinar de bună a oamenilor și ne va fi mult mai ușor să facem foarte multe lucruri așa. În general, deși tehnologia poate părea desperat la început, exista o vreme când curentul electric era considerat periculos și că ar trebui evitat. Tehnologia în general tinde să facă viața oamenilor mai bună și roboții pe viitor face viața oamenilor mai bună. Avem destul de exemplu în istorie când joburi care au fost înlocuite, în timpul revoluției industriale cel puțin, o grămadă de joburi au fost înlocuite și acest lucru nu a dus la creșterea enormă a oamenilor fără locuri de muncă, s-au creat locuri de muncă noi, mai ales acum cum programarea este foarte populară și mai toată lumea începe să învețe sau să-și dea interesul pentru programare, s-ar putea ca în loc să muncească ei oamenii în industrie, ar putea programa roboți și asta să fie jobul. Să programeze roboți care să poată să îndeplinească anumite sarcini. Programeze Piper așa de construiască, cu toate că la un moment dat o să ajungă să construiască roboții între ei. Ce sfaturi ați avea pentru elevii din alte orașe ale țării care vor să facă și ei robotică, să-și facă un club de robotică și să intre în cursuri? În primul și în primul rând să o facă din pasiune și să facă lucrul ăsta dacă le place să facă lucrul ăsta. Îi încurajez pe toți să încerce acest lucru și da, poate că o să li se pare puțin mai greu la început,
dar se va merita și chiar va fi un lucru foarte fain. Îi încurajez să urmeze acest drum foarte, foarte mult, pentru că îi va ajuta și pe viitor și vor învăța extraordinar de multe lucruri noi. În primul rând, vor cunoaște persoane noi, pentru că eu la început am cunoscut extraordinar de multe persoane noi mergând la concursuri, la competiții. Am creat foarte multe legături, mi-am făcut o zonă din asta de outreach personal foarte, foarte bine dezvoltată. Câte concursuri sunt de robotică pentru elevi? Știu că sunt mai multe concursuri mai mititele, unele mai mari. Spuneți-ne un pic. Sunt diferite competiții. Bine, First Challenge e cea mai mare competiție de robotică la nivel liceal, dar mai sunt și alte Robotics League. Exact. Mai sunt și alte tipuri de competiții care nu sunt legate. Bine, First Challenge se leagă strict pe un robot care trebuie să facă anumite lucruri. Mai sunt competiții în care, de exemplu, poți să te duci să faci niște roboți care să ajute într-un fel sau altul oamenii să nu fie neapărat roboți. Exact, cum e Infometrics-ul, de exemplu. Acolo ei caută cât mai multe soluții pentru a ușura zona asta. Și mai există și concursul First Lego League, care se adresează copiilor gimnaziu, practic construiești roboți din piese Lego și cumva ușurează puțin procesul pentru a îndemna pe copii să înceapă în lumea roboticii. Sunt multe concursuri care sunt pe domeniul acesta. Ați fost la concursuri internaționale, a spus, ați luat contact cu alte licee, o alte echipe de licei din străinătate. Vi s-a părut ceva diferit? Afară e o mai mare amploare, mai multă atenție acordată astfel de... Ce am observat noi, cel puțin, este că afară se pune mai mult preț pe ideea aceea. De exemplu, în America e mult mai ușor să găsești sponsor pentru că școala inclusiv este dispusă să te ajute cu acest domeniu. În România mi se pare că încă nu, oamenii nu sunt încă obișnuiți cu lucrul ăsta și e puțin mai greu să îți faci liceul să fie interesat și te ajute. Asta e singura diferență. În rest, în orice țară am fost, oamenii au la fel de pasionați de robotică și au trecut cam prin aceeași etapă prin care am trecut și noi. Doar că au primit puțin mai mult ajutor la organele statului și la școlile lor. Ce urmează pentru voi? Care sunt planurile de viitor în plină pandemie? În plină pandemie. Noi, practic, vrem să terminăm acest robot, să putem reuși să mergem și la regionale, Doamne ajute, și la naționale și la multe alte competiții. Vrem să lucrăm la Maria, să o facem cât de cât mai umană. Și în luna iunie vom organiza un eveniment care va ține 4 zile. Primele 2 zile încercăm să adunăm speakeri din zona de science și nu doar. Și ultimele 2 zile vor fi competiții în fizic cu echipe din toată țara, pe care reîncercăm să aprindem flacăra pentru FTC, First Tech Challenge. Reîncercăm să ne vedem, să ne punem roboții, să nu ne mai jucăm pe remote, să ne punem camera și să începem să ne jucăm cu roboții. De data asta vrem să o facem, să putem juca cu toți 4 roboți în arenă și să ne revedem, să dezvoltăm. Și pe lângă aceasta, concursul care să-l organizăm în iunie, vom introduce un sistem evoluțional care să ușureze organizarea evenimentului de tip fizic în timpul pandemiei. Exact. Practic, demo-ul nostru a fost pentru următoarele concursuri fizice. Cum avem deja, am început să dezvoltăm anumite sisteme prin care toată lumea va avea accesul limitat în anumite zone, adică se va face pe anumite badge-uri. Badge-urile alea vor fi scanate la fiecare intrare, fiecare zonă în care trebuie să intrăm în respectiv, adică vom monitoriza toată zona asta. Și inclusiv cu layout-urile făcute pentru săli, cu aplicațiile pe care le avem, software-urile și tot care sunt făcute de noi. Practic vrem să respectăm normele impuse de guvern pe distanțare socială, dar să putem organiza un eveniment fizic pentru a păstra viu spiritul FTC. Cum arată școala în pandemie pentru voi? Goală. Sincer, foarte interesantă, pot spune, pentru că, nu știu, cred că pentru prima dată am zis că vreau înapoi la școală, ca ele da. În România. Și mă rugam să mă duc înapoi în fizic la școală, să mă văd cu profesorii, să mă văd cu ceilalți colegi, adică foarte, foarte... A fost un lucru nou, ne-am adaptat, am învățat, dar parcă altfel e când te duci și te vezi cu colegi, stați, vorbiți. Vorba aia, nu știi să apreciezi ceea ce ai până nu o pierzi. Exact.